M-am gândit de mai multe ori că în afară de simțurile noastre, cele cinci pe care putem pune mâna și în somn, este al șaselea, bunul simț, pe care putem pune mâna numai în stare de trezvie, nu de trezie. Și sunt celelalte, dintre care ar fi cunoscută ca simț doar intuiția, dar și premoniția nu este și ea un simț, și sunt și altele, din fericire, fără nume. Asta mă liniștește pe mine cel mai mult, pentru că cele mai discrete dintre ele au scăpat, slavă Domnului, de botezul denumirilor. Așa că încă mai putem să fim subtili datorită lor, în primul rând datorită lor. Altfel, eu am scris despre simțurile animalelor, nu ale oamenilor. Mi-am imaginat, veți vedea textul, că într-o casă oamenii erau animalele de companie iubite pentru trei pisici care erau stăpânilor, și cum s-ar purta animalele dacă ar avea ele însele animale de companie sau, mă rog, oameni de companie. Și totul a pornit de la un moment nu plăcut mie, un moment în care astăvară plângeam fără niciun sunet, și una dintre pisicile mele a venit și și-a urcat o lăbuță pe un umăr, cu cealaltă m-am îngâiat pe obraz și mi-a lins lacrimile. Și a fost momentul în care nu am mai plâns din cauza motivului pentru care plângeam deja, ci am plâns datorită. Din cauza s-a mutat în datorită, s-a transformat în datorită, și mi-am dat seama că pisica mea, Rumba o cheamă, una dintre cele trei, m-am blânzit în momentul ăla fără să mă domesticească, ceea ce eu, ca om, nu am știut niciodată să fac până la capăt. Vă mulțumesc!